În fiecare zi, sute de preșcolari de la grădinița numărul 3 din Drobeta Turnul Severin stau printre bălării în lipsa unui loc de joacă. De la umbra platanilor uscați pe care a cheltuit 10.000 de euro, primarul nu vede problemele adevărate ale orașului. De departe, cea mai serioasă problemă a grădiniții este cea legată de acoperișul clădirii. La fiecare ploaie, apa se infiltrează prin pereți și localul în care învață 300 de copii este inundat. Primăria nu a mai finanțat aici nicio investiție. Când ați făcut prima solicitare? Ah, prima solicitare? Mereu o fac. De ani de zile. De ani de zile fac. Dar au fost și alte priorități. Mi s-a răspuns că sunt... foarte multe proiecte europene care trebuie alocate cu 30% din banii comunității locale și atunci vor ține cont în funcție de banii care se vor rămâne și de solicitările noastre. Nici de copiii grădiniței numărul 21 nu s-au îndurat autoritățile și aici reabilitarea locurilor de joacă întârzie de ani de zile. Aceeași situație o întâlnim și la grădinița numărul 21. În spatele meu ar fi trebuit să fie locuri de joacă. Cele vechi au fost scoase pentru că reprezentau un pericol pentru copii. Am făcut o adresă către primărie și ni s-a spus că atunci când se va putea, în limita bugetului, și ne vor face locul de joacă. Primăria municipiului Drobeta Turnul Severin este cea care, potrivit legii, trebuie să aprobe fondurile pentru reabilitarea grădinițelor. După ce le-a luat ochii oamenilor cu câteva investiții făcute de mântuială, Gherghe le întoarce acum spatele chiar și copiilor de grădiniță. Poate că are de gând să investească și în grădinițe, dar atunci când acești copii vor fi deja studenți.